În primul rând a schimba structura interviului și anume întrebările adresate candidaților, cum ar fi unde te vezi peste 5 ani. Întrebarea asta am primit-o și la facultate, deoarece la admitere am avut interviu și mi-a fost adresată întrebarea unde te vezi peste 4 ani, în cazul în care licența dura 4 ani. Răspunsul cel mai preferat al angajatorilor este tot în aceeași companie, dar majoritatea companiilor nu oferă posibilitatea de avansare, mărire de salariu periodice. Al doilea aspect ar fi discutarea salariului la interviu. Știm cu toții că în majoritatea cazurilor un post este alocat o anumită sumă, să spunem între 3.000 și 4.000 de RON. Angajatorul te întreabă ce așteptări salariale aveți. Tu, neavând experiență și căutând doar pe internet cam care ar fi salariul respectiv, dacă spui prea mult, o să te respingă pentru că ai spus prea mult. Dacă ceri mai puțin de 3.000 de lei, cum am dat exemplu, o să te accepte pentru că a câștigat o sumă pe tine, în cazul în care ești potrivit pentru acel job.